Bună ziua! În primul rând vreau să mulțumesc presei pentru că, fiind o zi liberă, v-ați rupt din timp și ați venit astăzi aici la o conferință de presă pe care o organizez împreună cu conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Am alături de mine pe domnul manager Mocanu, pe doamna director medical Bercea și pe domnul doctor Ungureanu. Sunt niște chestiuni pe care aș vrea să le transmit locuitorilor județului Neamț și de-aia am solicitat și am vrut să ne vedem astăzi. În primul rând, așa cum spunea și dumneavoastră, vreau să mulțumesc celor de la Voluntar for Life pentru implicarea pe care o au aici, celor de la Dolinex, celor de la Dynamic, celor de la Heidelberg Ciment, pentru că au pus la dispoziție aceste containere echipate. Azi noapte, la orele 23, s-a terminat instalarea lor și de-aia am și amânat momentul să le mulțumesc, pentru că am vrut să fie totul gata. Celor de la Vivid, pentru că s-au implicat foarte mult în atragerea de fonduri de la Vivid, și tuturor celor care au pus umărul și au făcut donații și sponsorizări pentru Spitalul Județean. Ei sunt unii din eroii noștri, alături de medicii și asistenții și toți cei care muncesc de dimineață până seară și 24 din 24 aici la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Am vrut să ne vedem astăzi pentru că am de transmis niște mesaje locuitorilor județului Neamț. După cum ați văzut și din presă și am comunicat și pe pagina mea de Facebook, 140 de persoane din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, medici, asistenți, îngrijitori, toți cei care aleg să-și protejeze familiile de acest virus care ne cotropește, pot să spun așa, zilele astea, pentru cei 140 pentru cele 140 de persoane am hotărât ca noi, Consiliul Județean Neamț, să alocăm fonduri și să-i cazăm în regim hotelier la unitățile de cazare de pe raza municipiului Piatra Neamț și din jurul municipiului Piatra Neamț. Colegii mei de la Consiliul Județean sunt deja în discuții cu pensiuni, cu hoteluri și în funcție de discuțiile pe care le finalizăm, vedem unde vor fi cazate aceste persoane. Pentru asta vom aloca și voi propune colegilor mei din plenul Consiliului Județean Neamț alocarea sumei de 1 milion de lei, ceea ce înseamnă costurile estimate pentru cazare și transport pentru o lună de zile, urmând ca ulterior, dacă perioada se prelungește, să alocăm alte fonduri. De asemenea, vreau să alocăm încă 2 milioane de lei pentru materialele necesare pentru o lună de funcționare, pentru că lucrurile încep să iau o turnură destul de avansată în ceea ce privește cazuistica și numărul celor care vin infectați la spital, și atunci trebuie să fim pregătiți din punct de vedere al echipamentelor medicale. Ați văzut și dumneavoastră în presă că sunt unii care spun că avem, unii care spun că n-avem. Eu vă spun că astăzi Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are materiale. În fiecare zi stocul este volatil, pentru că foarte multe materiale ies din stoc zilnic și foarte multe materiale intră. Însă avem un stoc tampon și putem face față situației. Deci încă 2 milioane de lei vreau să alocăm pentru materialele necesare pentru o lună de funcționare, ceea ce înseamnă materiale sanitare, dezinfectant și medicamente. Așa cum știți și am comunicat, vinerea viitoare, în data de 3 aprilie, va sosi la Piatra Neamț echipamentul de testare COVID-PCR. Se lucrează intens la amenajarea spațiului pentru acest laborator medical. Avem comandate 3.000 de testere pentru nemțeni și voi mai aloca bani, încă aproape 500.000, pentru încă 5.000 de bucăți, încă 5.000 de testere. De asemenea, vreau să facem teste rapide și voi aloca bani să cumpărăm încă 10.000 de teste rapide pentru nemțeni, pentru care voi aloca încă 600.000 de lei. Întrucât, din ceea ce am discutat
cu domnii medici din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și am văzut și în discuțiile și în felul în care au abordat cei din Italia și din Spania situația acolo unde lucrurile sunt deja extrem de grave, voi propune și voi aloca din partea Consiliului Județean Neamț încă 2.640.000 de lei pentru încă 20 de ventilatoare mecanice. De asemenea, vom lua încă 20 de paturi ATI și încă 20 de monitoare pentru funcții vitale. Pe lângă 14 ventilatoare mecanice care le are Spitalul Județean de Urgență și încă 3 care sunt cumpărate, vom mai cumpăra încă 20. De asemenea, deci încă 20 de ventilatoare, 20 de paturi și 20 de monitoare pentru funcții vitale, care în total sunt peste 3 milioane de lei, doar astea 3 poziții. Vreau ca fiecare intrare în toate corpurile din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, că vorbim de spitalul din spatele nostru, că vorbim de spitalul vechi și de boli infecțioase, să aibă câte un tunel de decontaminare. Vom comanda imediat 4 tuneluri și pediatria. Vom comanda imediat 4 tuneluri și vom aloca iarăși bani pentru încă 4 tuneluri de contaminare ca toți cei care ies din Spitalul Județean și intră să fie decontaminați. De asemenea, vom aloca bani pentru 100 de scaune tip toaletă cu roți. Astea sunt... Asta e necesarul pe care astăzi l-am discutat și îl vedem pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Avem o problemă și o să vă explice și domnul manager și cu doamna director medical. Noi suntem anunțați ca spital COVID, însă până în momentul ăsta Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț nu i-a venit nicio adresă de la minister și nici de la DSP, nici o metodologie. Domnii doctor, fac pregătiri, să pregătim spitalul COVID, dar îl fac fără a avea o adresă, un act oficial și o metodologie. Asta o să vă spună ei. O să vă mai răspund la întrebări după. După cum știți, au fost făcute 62 de teste pentru medicii și asistenții din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Deja au venit 34 de răspunsuri și sunt negative, ceea ce mă bucură enorm de mult, enorm de mult. Mai avem un număr de medici și asistenți care sunt în izolare și care treptat ce se fac cele 14 zile or să iasă din izolare. Ce vreau să transmit locuitorilor județului Neamț este că situația o avem sub control, că nu trebuie să se panicheze, pentru că aici, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, se muncește non-stop, facem comandamente de lucru și luăm, zic eu, cele mai bune decizii pentru a reuși să salvăm viețile oamenilor și să nu avem victime. Dar, după cum știți și dumneavoastră, sunt țări cu o dotare medicală și tehnologică mult mai avansată ca România și deja înregistrează sute de victime. Sper să nu ajungem acolo, sper să ne pregătim așa cum trebuie și să ne ajute Dumnezeu să trecem peste asta. O să-i dau cuvântul și domnului manager Mocanu să vă spună și el câteva cuvinte, după care doamna doctor medical, domnul doctor Ungureanu, dacă aveți întrebări pe partea medicală, vă răspund cu plăcere. Bună ziua, vă spun și eu. Am instituit, din acest weekend, ce din weekendul trecut, serviciul achiziții își desfășoară activitatea și în zile de weekend, chiar am instituit un regim de permanență, cum s-ar spune. Am un malder de contracte care le voi semna în regim de urgență în momentul în care mă retrag de la conferința de presă. Conducem o evidență privind solicitările de angajare. Aștept din partea șefilor de secție acolo unde este nevoie, având în vedere că în ambulatoriu integrat este închis, am repartizat.
De împreună cu doamna doctor medical, cu domnul doctor Ungureanu, cu doamna doctor Pavlidis de pe UPU, fiindcă este o prioritate, cu doamna doctor Burghelea de la infecțioase, și am redistribuit, dacă aș putea să spun așa, asistenții medicali, îngrijitori, infirmieri, tot pe secțiile unde este nevoie. Avem o evidență la nivelul Spitalului Județean cu solicitări de angajare începând de luni. Vom proceda la completarea după necesarul, care o să ne-l transmită medicii șef de secție, să procedem la angajări conform decretului 195 pentru perioada determinată de 6 luni de zile. Nu mai repet ce a spus domnul președinte, că nu avem niciun document în momentul de față, că suntem și trebuie să funcționăm ca și spital suport, spital COVID. Doamna doctor medical, doamna director medical, vă va spune ce mișcări facem, da, în momentul actual către spitalul Bicaz pentru a continua să eliberăm anumite pavilioane, anumite secții, să fim pregătiți pentru orice. Vă rog, doamnă. În acest moment lucrăm la niște protocoale de colaborare cu spitalele din județul Neamț. Cel mai probabil spitalul de la Bicaz va prelua pacienții pe care îi avem internați în îngrijiri paliative. Și de acum încolo secția, compartimentul de îngrijiri paliative va fi la Bicaz. Vom colabora și colaborăm, am început deja colaborarea cu Spitalul Roman pentru a primi cazurile urgențe non-COVID, în cazul în care noi vom primi oficial acel document prin care suntem spital COVID, iar pacienții care mai sunt în internare și necesită în continuare internare vor rămâne, se va face testare și dacă va trebui să eliberăm tot spitalul pentru pacienții COVID, ei vor fi transferați la Roman, dar după testare și după negativare, după rezultatul negativ. În fiecare zi primim pacienți suspecți. Capacitatea secției de boli infecțioase, așa cum știți, este de a primi 50 de pacienți, dar nu efectiv 50, pentru că sunt suspecți care au un regim special și confirmații care au alt regim. Dacă pacienții suspecții putem pune doar unul singur în cameră cu toaletă proprie, ceilalți care sunt confirmații putem aduna în saloane ca și ceilalți pacienți obișnuiți pe patologii. Din acest motiv, în fiecare zi ne adaptăm circuitele, ne adaptăm spațiile de cazare pentru aceste cazuri. Mulțumim, doamna doctor. Domnul doctor Ungureanu. Eu conduc secția ATI și împreună cu colegii mei am început de aproximativ o săptămână organizarea și extinderea secției. Noi vom prelua cazurile mai grave. Până acum o săptămână mergeau la Iași toate. Încet, încet se filtrează cazurile și la un moment dat le vom prelua noi, treptat sperăm. Capacitatea noastră de a trata pacienți gravi este de 14 paturi cu ventilatoare și tot ce trebuie, dar încă o dată ne dorim să nu le ocupăm pe toate în același timp, să le ocupăm treptat, astfel încât să ne adaptăm și să ne putem mobiliza toate resursele care în acest moment le avem la dispoziție. Vom fi ajutați de conducere cu personal ca să completăm la un moment dat. Acum avem 24 de paturi și la neurochirurgie am mai pregătit încă 12 paturi, deci vom avea 36 de paturi. Ca urmare va mai trebui personal și sperăm să reușim cât de repede să definitivăm turele, vom schimba programul de lucru, ne vom adapta, ținem legătura cu centrul metodologic cu doamna profesor Grigoraș de la Iași, care ne sfătuiește, ne ajută, ne îndrumă de la distanță, dar e foarte bine și așa. Mulțumesc, domn doctor. Dacă aveți întrebări. Prima oară pentru dumneavoastră, domnul președinte, nu ați spus în conferința de presă ce fonduri au venit de la guvern pentru materiale, pentru... Da, din păcate, până astăzi n-au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț nici echipamente, nici fonduri, dar sper, am făcut un apel public, eu sper că a fost înțeles de către Guvernul României, că
în momentul ăsta trebuie să tratăm toți cetățenii României la fel, nu pe culori politice. Știu că s-au alocat bani pentru 20 de județe, pentru 20 de spitale județene, la Neamț nu s-a alocat niciun ban, s-au alocat bani pentru PCR, nu-i problema, am pus noi de la Consiliul Județean și facem, dar pe viitor sper ca Guvernul României să aloce Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, mai ales că va fi, din ce înțeleg, spital COVID, să aloce fondurile necesare și să trimite echipamentele necesare, pentru că, așa cum vedeți, noi cumpărăm 20 de ventilatoare mecanice, Consiliul Județean Neamț, și nu sunt ieftine deloc, vorbim de 26 de miliarde pe care le alocăm pentru ventilatoarele astea. Ne-ar bucura mult să vedem că și Guvernul României și Ministerul Sănătății alocă bani și echipamente, așa cum a făcut anul trecut guvernul care a fost, și pentru Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Și pentru directoarea medicală, ne luptăm cu un virus care atacă plămânii. Real, pentru că trebuie să știe populația că faceți un best effort și nu minuni. Câți medici aveți pregătiți și specializați pentru boli de plămâni în spital și câte paturi? Dacă mă întrebați de specialitatea pneumologie, da? Noi avem doar dispensarul TBC, în care își desfășoară activitatea 4 medici, dar, așa cum bine știți, o colegă a fost izolată la domiciliu. Medicii pneumologi își desfășoară în continuare activitatea TBC pe program. Deci ei sunt pe program TBC. Noi nu avem compartiment de pneumă, nu avem. Am cerut sprijin la spitalul de la Bisericani pentru a veni în ajutorul nostru. Știți că spitalul din Bisericani deservește toată zona Moldovei și atunci, din punctul ăsta de vedere, putem să beneficiem de experiența domnilor doctori de la spitalul din Bisericani. Doamna director medical, câți medici asistenți sau și personal de alte tipuri sunt trași pe dreapta în izolare și dacă a stabilit cumva traseul care a dus la această situație? Sunt anchetele epidemiologice efectuate de medicul nostru epidemiolog, care și, din păcate, și doamna doctor este în izolare. De astăzi avem în sprijin medic trimis de la Direcția de Sănătate Publică Neamț. În momentul de față avem 62 de cadre care sunt trase pe dreapta. Și a doua întrebare, că faceți parte și din fosta conducere, domnul Mocanu e mai nou și n-ar fi corect să răbde pe dânsul. De ce nu a răspuns conducerea de atunci a Spitalului Județean Neamț primei adrese venite de la guvern, acum vreo 12-14 zile aproximativ, care întreba tocmai de necesarul pe problematica COVID-19? La ce vă referiți că nu a răspuns? La adresa de acum 12-14 zile, când vi s-a cerut răspunsul 48 de ore și nu l-ați trimis. Dacă îmi spuneți și adresa la ce se referea trimit, de COVID, vă trimit, vă rog, pentru că nu știu de ce. Poate nu știți dumneavoastră. Nu știu adresa. Cu siguranță, știți, eu nu vreau să le iau apărarea, dar eu nu cred că există o adresă la care nu conducerea spitalului să nu răspundă. De-aia vă rog, domnul Vinca, în momentul când aveți informații de astea, verificați și la sursă și vedeți dacă au răspuns sau n-au răspuns. La ce vă referiți? La eu mai am întrebat, domnule președinte. La cel PCR, dacă vă referiți la cel la PCR. La prima adresă, nu știu exact. Care e adresa? Asta nu. Vreți să o știu cât de rost acum? Mulțumesc, dăm extemporale. Am spus că eu trimis doamne după aia pe mail. Bine, altă întrebare. Eu am o întrebare, dacă mi puteți spune, dacă se poate spune, câți pacienți confirmați COVID sunt acum în Spitalul Județean Neamț? Aceste informații știți foarte bine că nu pot fi. Nici pe terapie intensivă cât sunt. Ele circulă pe Facebook. Dar există în regim de zvonuri, de aceea mă gândeam. Am văzut și eu astăzi. Unii spun 41, alții spun 17. Sunt informații care nu pot fi. Astfel de informații nu pot fi date. Din păcate, pentru că în mod normal ar trebui să fie transparență. Și nu să ascundem, astea nu sunt chestiuni care se ascund, mă uit la Italia, mă uit la Spania, în fiecare zi au voie să comunice, să spună populației și presei tot ce se întâmplă. Din păcate la noi, nu știu cine a luat hotărârea asta atât de isteață în care să nu spunem populației cât sunt infectați, cât... Chestiunea asta nu e în regulă. Se spun, dar datele sunt centralizate și dumneavoastră primiți în timp, în momentul în care vă uitați. Da. Și domnul director, din momentul în care Spitalul Județean a fost declarat spital COVID, și asta e o știre pe care foarte multă lume a preluat, a comentat-o și nu, n-a fost declarat, încă o dată.
A spus domnul manager foarte corect. Până astăzi noi nu avem nicio adresă de la Ministerul Sănătății și de la DSP că acest spital este spital COVID. Nu avem nici adresă, nici metodologie. Ceea ce nu e în regulă, iarăși. Ne uităm pe comunicate și pe hărți unde, iarăși, mi-a spus domnul doctor Ungureanu, nu apărem că suntem spital COVID. Însă, din ce auzim pe aici, suntem spital COVID. Asta e o bulibășeală. Nu merge, așa ceva nu merge. În videoconferință s-a stabilit că Spitalul Județean de Urgență, declarativ, de împreună cu doamna director medical, în acea videoconferință... Noi luăm niște măsuri și ne, vrem să ne punem post și să avem dotare și echipamente și tot, dar o luăm așa, pe zvonuri. Adică dacă ar trebui să iau măsuri după comunicările Ministerului și după adresele oficiale, n-ar trebui să mă ambalez deloc. Domnul doctor, în momentul în care vor veni ventilatoarele comandate sau care urma să fie comandate, veți avea asociați medici de ATI care să lucreze la... Nu știu care va fi situația atunci, pentru că lucrurile se pot schimba între timp. Dacă cu toată protecția unii din noi vor avea probleme, nu pot să vă răspund la întrebare. În momentul ăsta, medicii câte paturi pot acoperi în tură? Deci, în momentul de față, putem acoperi ce avem acum. 25 de paturi avem 25 de față și extinderea de dacă îmi dați voie, mai fac o precizare. Adresa am făcut, începând cu data de luni, vor veni 3 rezidenți pe unitatea de primiri urgențe. Iar la noi, 2 rezidenți de la Iași, am vorbit cu doamna profesor să ne aloce. Un rezident face deja gărzi la noi de un an de zile, e obișnuit cu spitalul, cealaltă rezidentă nu o cunosc. Se vor rezolva problemele de cazare. Sunt rezolvate problemele de cazare. Am mai făcut o solicitare încă pentru 3 medici, mă iertați, domn doctor, rezidenți, pe infecțioase, medicină internă și pe, doamna doctor, pe... Au fost câte patru? ATI. Da. Întrebarea mea vine foarte bine că vine echipament, dar are cine lucra cu el? Ne pregătim și din punctul ăsta de vedere. În timpul ăsta, lucrurile, v-am spus, sunt într-o continuă dinamică. N-ai de unde să știi, mâine pot să fie 20 de cazuri sau pot să nu fie niciunul. Noi ne pregătim ca și cum o să fie, pentru că așa e, e dinamica și așa cred că se va întâmpla. Ce se va întâmpla? Dacă ați observat contextul epidemiologic în întreaga lume, inițial sunt cazuri, un număr restrâns de cazuri, iar apoi, pentru că se testează și mai mult, cazurile se confirmă. Nu toate aceste cazuri care sunt confirmate fac și boli grave. Noi ne pregătim pentru scenariul de boli grave să asistăm pacienții. Asta domnul președinte, să facem. În contextul a ceea ce a spus doamna director, v-ați gândit la situația în care cei cu simptome mai ușoare confirmați să fie, să nu ajungă la spital, să ajungă la cei care la sunt hotelul. Confirmați COVID? Nu, metodologia nu gândesc eu. Eu mă asigur, haideți să ne înțelegem. Consiliul Județean Neamț și președintele Consiliului Județean Neamț se asigură să fie finanțare și echipamente pentru Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Restul ce ține de metodologie, de aplicare, de medicamentație, este treaba în primul rând a Direcției de Sănătate Publică și a Ministerului, pentru că ei fac metodologia și a domnilor doctori să o aplice. Mă gândeam în ideea de a nu bloca spitalul cu cazuri ușoare și... Există în metodologie. Greve, să nu aibă unde ajunge. E logic ce spuneți, dar... O să arunim, în metodologie există anumite precizări. Cine se testează, cine este tratat, cazurile simptomatice pot fi tratate la domiciliu cu... asistență medicală prin telefon, prin medicul de familie, un fel de telemedicină. Și asta se va trebui și la noi să se întâmple, pentru că nu putem ocupa un spital cu cazuri ușoare și să nu mai avem locuri pentru cazuri. Asta e și unul din motivele pentru care, poate pare mult, am hotărât să comandăm și să achiziționăm atâtea teste. Și PCR, care sunt 8.000, și teste rapide încă 10.000, pentru că vrem în primul rând să testăm repede tot personalul din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, să știm că suntem la adăpost din punctul ăsta de vedere,
plus cei cu afecțiuni, așa cum spuneți, mai puțin grave, avem teste rapide și știm are sau nu are COVID și atunci îi dăm drumul sau nu. Astăzi când vorbim, noi vorbim despre situații ipotetice, pentru că atâta timp cât noi nu testăm și trebuie să stăm, să așteptăm să ne vină de la Iași și așteptăm zile întregi să vină niște răspunsuri, noi nu știm astăzi, de fapt, câți, că a întrebat colega dumneavoastră, nu știm astăzi să vă spunem cât sunt infestați, pentru că nu i-am testat. De-aia am insistat eu cu aparatul ăla să vină atunci când îl aveam pe stop, pentru că atunci, dacă priveam, luni aveam aparatul și de două săptămâni noi aveam foarte multe teste făcute și știam cât din populația județului Neamț infectată sau nu. Dar să ne ajute Dumnezeu ca vineri să ajungă, am vorbit aseară împreună cu domnul manager, cu cel care livrează PCR-ul, mi-a spus că este deja în camion și mașina vine și speră să nu stea mult în vamă, speră să ajungă mai repede de vineri. Până atunci lucrăm inclusiv astăzi și mâine, lucrează echipa de constructori pentru a pregăti, pentru că nu este doar un aparat, este un întreg laborator, este un întreg laborator acolo și trebuie să pregătim în condiții biochimice sau nu mă pricep eu, biologice, spațiul de acolo, dar ne mișcăm și, așa cum am spus, muncim de dimineață până seară și ne asigurăm ca lucrurile să fie sub control și într-o stare de siguranță. Eu fac un apel și către primarii și a localităților din județul Neamț, dar în special a orașelor. Nu văd, sau cel puțin poate mi-a scăpat mie, și dacă mi-a scăpat, mai bine să-mi fi scăpat mie, nu văd că se dezinfectează străzile din Piatra Neamț. În afară de Târgu Neamț n-am văzut niciun oraș dezinfectat. Mă uit în alte orașe, noaptea e plin de oameni care dezinfectează. Eu am luat o hotărâre și astăzi, după amiază, am convocat pe cei de la tehnic de la mine să dezinfectăm toate localitățile de pe cursul drumurilor județene. Vom pregăti o flotă de mașini cu cisterne și vom procede la dezinfecție în localitățile, pe drumurile județene care traversează localitățile. Este, dacă v-ați uitat, și în China, și în Spania, și în Italia, noaptea toată lumea face dezinfecție. Nu văd astăzi că se întâmplă chestiunea asta. Și dacă nu se face din motive financiare, îl rog pe domnul primar Chitic să vină la Consiliul Județean, să ne punem la masă, să discutăm de nevoile pe care le are și Consiliul Județean poate să-l susțină pentru activitatea asta în Piatra Neamț, pentru că 30-40% din populația județului Neamț este în Piatra Neamț. Și mă interesează să fac tot ce ține de mine, de Consiliul Județean, să avem o dezinfecție totală în toate orașele. O dezinfecție. Domnul director, ce se va întâmpla cu personalul medical din spital, cu cadrele medicale, în momentul în care spitalul va fi oficial spital COVID? În primul rând, trebuie să asigurăm turele. Deja am stabilit și am purtat o discuție cu doamna profesor dr. Grigoraș de la Iași și de împreună cu domnul dr. Ungureanu. Tura va fi, turele vor fi gărzile, da? Okay. Vor fi de 7 zile. Se vor derula timp de șapte zile. Personalul care, și tura va fi de 6 ore. În momentul în care a ajuns la tura de 6 ore, vom amenaja, nu vor pleca, vom amenaja un spațiu de odihnă, un duș, mâncare, o cafea, după care își vor relua serviciul până când vor merge la cazare. Va rămâne tot personalul în spitalul COVID sau... Prin ture se rotez din 7 în 7 zile, corectați-mă, domnul doctor, dacă greșesc, deci din 7 în 7 zile se vor roti. Și oricum așteptăm metodologia de la DSP și de la minister, că în funcție de cum văd ei, lucrurile așa trebuie aplicate
și în Spitalul Județean de Urgență. Doamna doctor Bergea, apropo de protocoale discutate și criticate chiar de colegii dumneavoastră, în actuala situație, în actuale protocoale, vă permit acestea să testați, așa cum ar trebui, tot personalul de spital, că sunt obligațiile alea cu simptome, venit de afară. Noi trebuie să respectăm metodologia. Dacă personalul este simptomatic, se testează, dacă nu, nu. Deci acum nu puteți testa aditerat tot personalul? Din păcate nu, deși ar trebui ca personalul din spitale să intre prima dată, pentru că ei sunt în prima linie. Uitați-vă, vă dau un exemplu. Pe lângă personalul medical din spitale, care sunt în prima linie, avem polițiștii, jandarmii, cei de la ISU, care n-au primit de la Ministerul de Interne o mască, o mănușă, nimic. Mi-a fost semnalată chestiunea asta prin ATOP, structura pe care o are Consiliul în care Consiliul Județean este membru. I-am pus să facă o situație cu necesarul și am vrut să finanțez de la Consiliul Județean să le cumpăr echipamente de protecție. Ce credeți? N-am lege. Nu pot, nu mă lasă legea să fac chestiunea asta. Și așa ceva nu-i posibil. Îi trimis pe oamenii ăia în prima linie cu pieptul de... Pistolul nu-l ajută. La virus pistolul nu mai ajută. Polițistul se duce să-l verifice pe ăla care e în carantină, să-i ducă mâncare, jandarm. Și îi trimiți cu mâna goală, se împrumută vieții oameni de pe unde apucă decât o mască. Chestiunea asta nu e în regulă. Vă spun sincer, l-am sunat pe prefectul județului Neamț și am spus să înștiințeze guvernul. Am văzut că nu se întâmplă nimic. Am sunat eu primul ministru al României și am adus la cunoștință chestiunea asta. Mi-a promis că o să fac o discuție cu domnul ministru de interne și că vor legifera într-un fel, vor veni cu amendament la ordonanța, la decretul prezidențial. Nici până astăzi nu s-a întâmplat chestiunea asta. Ce facem? Bun, în spitale încercăm să avem chestiunea asta și să rezolvăm și zic eu că am reușit-o. Ce facem cu oamenii ăștia? Că îi lăsăm în prima linie cu pieptul gol în fața virusului. Aici sunt chestiuni care trebuie rezolvate repede, nu cu zilele. Astăzi, sigur, nu poți să le știi pe toate odată și poți să scape. Dom'le, dacă îți aduce cineva la cunoștință, acționează. Pentru că vorbim și de viețile acestor oameni care au familii, au copii. Dacă ați văzut, a fugit un domn dintr-o carantină de aici, nu știu ce a făcut el și a fugit. Polițiștii au trebuit să fugă după el, să-l prindă, da? Dacă, Doamne ferește, omul ăla îi infecta cu COVID, polițistul și jandarmul și ăla care l-a prins, se duc acasă, o familie, au copii. Deci vă gândiți cam unde ajungem. De asta sunt chestiuni pe care noi, autoritățile locale, putem să le facem și pe care nu putem să le facem chiar dacă vrem să le facem. Pot să adaug și eu aici. Da. La 4-5 zile primim metodologii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Deci a fost pe 17, pe 23 și pe 27, în care se schimbă pozițiile, cine intră primul la testare, adică lucrurile se analizează și se încearcă să ne împingă și pe noi mai în față. Deocamdată suntem pe poziția 3, așa cum spuneam, la testare, funcție probabil de numărul de teste și de alte considerente. Dar domnul președinte are dreptate, da, ar trebui să fim mai în față. Două întrebări pe zona medicală, pentru că tot sunt discuții pe internet și apar și la noi la ziar întrebările. 1. Care este diferența între ventilatoarele mecanice și instalația de oxigen care o aveți deja? Este o totală diferență mare. Oamenii este... nu înțeleg de ce nu îi puneți la oxigen, de ce îi puneți la aparate. Oxigenul este pentru formele ușoare. Haideți să lăsăm pe medici, că știu și ce au de făcut. Pentru că dacă o să stăm mecanică, să răspundem pe Facebook la toată lumea, își dă cu părerea... Știți, noi românii suntem foarte buni la politică și la fotbal. La și fotbal, medicină. Când nu intrăm în teren, suntem cei mai buni. Haideți să lăsăm medicii să-și facă meseria. Și așa cum am spus, fără să o luați ca un reproș și dacă ați luat-o așa, îmi cer scuze încă o dată presei, am spus și v-am rugat că atunci când faceți articole, să vă informați, să sunați și sursa pentru a avea o informare corectă a populației. N-a fost niciun reproș la presă, a fost doar o rugăminte din partea mea, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean, să informăm corect populația, pentru că ați văzut unele din articolele dumneavoastră creează panică și numai de asta nu avem nevoie în județul Neamț. Oamenii trebuie să știe că aici, la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, sigur, nimic nu e perfect. Totul este perfectibil, dar facem tot ce omenește posibil ca lucrurile să fie în siguranță. Iar eu pot să asigur locuitorii județului Neamț,
că ceea ce ține de mine pentru a asigura Spitalului Județean finanțare pentru echipamente și materiale de protecție și tot, voi pune la dispoziție oricât va fi nevoie. Partea elaltă medicală, care nu ține de treaba mea și ține de Ministerul Sănătății, de Direcția de Sănătate Publică, de metodologii, sper să fie în, și să meargă în același ritm cu ce facem noi aici. Ventilatoarele sunt pentru cazurile grave care nu mai pot să-și asigure prin respirația normală necesarul de oxigen și cazurile grave nu sunt atât de multe, din fericire. Deci dacă, după statistici, 80-85% din cei infectați trec fără să aibă sechele, aproape că nici nu știu, din ceilalți 15% se împart în cazuri medii și cazuri grave care sunt mai puține, din fericire, pentru că ar necesita multă aparatură și personal. Iar un caz grav poate să-ți ocupe mai mult din 6 ore, 7 ore de program. Un caz grav, când vrei să pui pe ventilator un pacient. Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă vrea să ajungă, nu știu cât de repede se va reuși, ca toate paturile de ATI să aibă ventilator. Până în prezent era compartimentul strict de terapie din 25 de paturi, era de 10 paturi, deci 10 ventilatoare. A mai crescut la 12 și la 14. Dar cu ocazia asta se vede că nu este necesar ca fiecare pat ATI să aibă ventilator mecanic. Ceea ce n-am comunicat și important, pe lângă cele 140 de persoane, cadre medicale din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care vor fi cazate în regim hotelier, mai avem un număr de persoane care fac naveta. De exemplu, avem 45 de persoane la Târgu Neamț, la Roman 15, la Hanu Ancuței 20, la Costișa 45, la Rediu 20, Piatra Neamț, până la Dămuc 35, deci avem 180 de persoane care fac naveta. Pentru aceste persoane am făcut adresă către Târle Buzu și punem la dispoziție mijloace de transport să putem să-i ducem și să-i aducem de la... Aveți de unde la Târle Buzu? Că... Avem, o să găsim soluții, pentru că operatorii privați și-au închis toți afacerea. Mă rog, au intrat în curte pentru că șoferii, nu știu, nu vor să mai lucreze, din ce am înțeles de la ei, și încercăm să găsim toate soluțiile. De ieri s-a mai completat lista dumneavoastră cu Tazlău, fiindcă vreo 3 comune. Da, o să găsim soluții și o să punem la dispoziție să asigurăm transportul pentru toate cadrele medicale. Sunt chestiuni care țin de organizare, dar o să le rezolvăm. Privații, toți... Mare parte din ei au închis sau și-au restrâns foarte mult, foarte mult activitate. Cei care mai activează nu pot să susțină, pentru că nu... Din cetățenii județului nu lucrează doar cei din Spitalul Județean, mai sunt și instituții ale statului, mai sunt și firme private, dar încă o dată spun, rugămintea mea la cetățenii județului Neamț este să stea în case, să stea cât mai mult în case cu toții, pentru că virusul ăsta face ravagii în toate țările și trebuie noi, în primul rând, să fim conștienți și să ne protejăm. Oricât am vrea noi și oricât am face noi aici, suntem neputincioși la un moment dat dacă oamenii nu înțeleg că trebuie să se protejeze și să stea în case. Vă mulțumesc. Domnul director, în ce măsură ați reușit să faceți niște trasee care să mulțumească pe toată lumea, să și izoleze și să și asigure siguranța? Deci am încercat și încercăm. Zilnic, poate de 3-4 ori pe zi discut cu medicii, domnul doctor Ungureanu, cu doamna director medical, doamna doctor Bercea, aceste trasee, și să știți că de foarte multe ori le modificăm și le remodificăm, ne adaptăm condițiilor, fiindcă există o dinamică care efectiv trebuie să-i facem față. Ați reușit să găsiți trasee, da, care să mulțumească? Da, da. Okay. Bun. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit astăzi și o să facem o comunicare regulată o dată la 2-3 zile sau zilnic, dacă e nevoie, pentru că vreau să ținem populația județului Neamț informată și să știe și să fie la curent din surse credibile cu ce se întâmplă aici. Mulțumesc!